Ne-am bucurat să vă avem alături la cea de 23-a întâlnire a CEPIC-ului STIL. Coincidența face ca tot astăzi să lansăm și al 23-lea număr al revistei TIL, publicație trimestrială editată de Uniunea Cineaștrilor din România. Și ne așteaptă, după cum probabil știți, un regal Mircea Săucan cu o lansare de carte și proiecția două filme, scurtmetrajul documentar Casa de pe strada noastră și lungmetrajul de Victor Neandre. Dar înainte de a trece la regalul Mircea Săucan, am să rog pe doamna Dan Doma, redactorul șef al revistei Film, să ne spună câteva cuvinte despre noul număr, 1/2019, pe care îl puteți de altfel și achiziona din foaier. Nici nu știți cât mă bucur să văd o sală aproape plină. Vineri, când ieșeam pe ușă, am auzit un cântec, It's Friday night, nothing on TV, nothing to do. E, iată că avem ce să facem și în afara micului ecran și în afara belăriilor. Mă bucur că ați venit și pentru, sper, lansarea acestui volum al prietenului nostru, Marian Rădulescu. Mă bucur că revedem împreună filmului Săucan. Mă bucur că Iulia Blaga, care e în fine specialista cumva în domeniu, e și ea alături de noi și va vorbi și despre el și despre volum prietenului nostru. Am spus acum câteva ediții, cred că două, că ar trebui să dăm numai filme cu Dan Nuțu, pentru că sunt șase mult mai mari să vină lumea. Și iată că e Dan Nuțu aici, deci ne bucurăm dublu, deci că avem un actor al filmului. Și mă gândesc că ce Dan Nuțu să mai dăm. Bun, trecând la misiunea mea din astăzi seară, nu o să vă țin mult și am să vă prezint pe foarte scurt numărul nou din revista Film. E un număr care, într-un fel, face o evaluare a anului cinematografic 2018. Mă bucur că au răspuns anchetei noastre 10 critici din generații diferite și cred că din suma declarațiilor lor, analizelor lor, se poate stabili, în fine, un profil al cinematografului nostru în anul care s-a încheiat. Sigur că mult dorita, mult anunțata diversificare se întâmplă, s-a întâmplat, au semnalat-o toți în interpretările lor, dar probabil că lucrul cel mai interesant din anul 2018 a fost afirmarea mai serioasă a cineastelor, a regizoarelor, ceea ce e în fine un lucru bun. Nu numai numărul regizoarelor a crescut, dar și valoarea filmelor lor. Și în fine, în cele 10 intervenții veți găsi argumentele de ce. Mă bucur să vă semnalez că avem și un mini-dosar dedicat comedie, pentru că iată apar din ce în ce mai multe comedii și comedii, în fine, din păcate, una de o valoare destul de mică, de discutabilă, dar, în fine, filmul de gen oricum, deci își câștigă din ce în ce mai mulți adepți. Într-un fel, nu e rău că vine lumea să vadă filme românești, dar, în fine, am spera să fie ceva mai bune. Numărul acesta are două interviuri importante, în special cel cu Zoltan Szilagyi, nu pentru că l-am făcut eu, ci pentru că e un dialog, în fine, o incursiune și în trecutul unui moment importantissim al animației românești, afirmarea generației 80, din păcate prea puțin cunoscută. Chiar aș vrea să facem, Mihai, un eveniment dedicat, în fine, generație 80, să dăm o oră, jumătate din filmele lor. A fost un mare moment de cotitură în animația românească și, în fine, această generație a adus un aport de modernitate, dar și de idei îndrăznețe care, din păcate, au fost sancționate de cenzori.
Deci aflăm destul de multe despre lupta lui Sila cu cenzura și despre masacrarea unuia dintre filmele lui. E un interviu pe care vi-l recomand, un altul este cu actrița Tina Semciu, care face și cover-ul nostru, în fine, din ce în ce mai polimidian. Și evident avem destul de multe cronici de filme, au răsărit destul de multe filme în ultimul timp, în special în ultimele două luni. Noutatea aici ar fi că destul de multe lungmetraje de documentare asigură spectacolul cinematografic la care vine lumea, în mod bizar vine lumea. Deci și documentarul are deja deci, cronica lui de film. Și sigur nu lipsesc celelalte rubrici, semnale și rubrica lui Laurențiu Damian, care este un studiu de fapt dedicat analogiilor dintre spectacolul de teatru cu Livada cu Vișini și filmul O vară de neuitat, anul doua lui Lucian Pintilie. Sigur că avem și cronici de festivalul și altele.